În comun, 15 ani de muncă în marketing și pasiunea pentru fotografie. Mulți ar spune că nu prea mare lucru. Pentru Mugur, Varzariu, fotograf, activist, așa cum îi place să se recomande, aceste două mari direcții din cariera sa au însă multe în comun. În anul 2010, după câțiva ani buni de muncă în corporații mari, Mugur, Varzariu a simțit că este momentul să facă o schimbare. A renunțat la statutul de corporatist și s-a apucat de fotografie. Imaginile lui sunt altfel, însă au în spate o poveste puternică legată de categorii sociale cu probleme. La câteva luni după ce a devenit fotograf, a colindat țări precum Siria, Liban sau India, în momente tensionate prin care au trecut toate aceste state. A descoperit însă adevărate povești în problemele românilor. Fotografiile sale, făcute în așezările romilor, în adăposturile dependenților de droguri legale sau în locurile unde prostituatele își câștigă existența, de exemplu, i-au adus premii, apariții în publicații internaționale precum Le Monde, The Economist, The New York Times, Die Welt și Los Angeles Times. Discutăm cu invitatul de la Prime Time News, ora 20, chiar Mugur Varzariu, cel căruia aparțin fotografiile senzaționale pe care le-am văzut. Bună seara! Bună seara, mulțumesc! Bine ați venit! De unde și până unde pasiunea de fotografie și trecerea atât de bruscă? Pasiunea, din corporații, e o trecere relativ bruscă, dar am cochetat cu ideea probabil de când eram mic. Întotdeauna am fost pasionat de aparate și de ideea de a face fotografie, de a te exprima în imagini. Viața m-a dus însă pe o altă direcție, o altă direcție pe care nu o regret în niciun fel. Viața corporatistă m-a făcut poate atent la consumator, să înțeleg problemele, nevoile. Totodată mi-a format ochiul pentru ceea ce înseamnă o imagine bună, astfel încât o parte din cunoștințele acumulate în perioada corporatistă sau de marketing îmi folosesc astăzi în activitate. Citeam despre dumneavoastră că înainte să vă apucați de fotografia profesionistă, făceați acele clasice poze de vacanță. Da. În care nici măcar nu existau oameni de multe ori. Da, de cele mai multe ori în fotografiile mele cred că nu aveam. De fapt, în 2009 nu cred că aveam o fotografie cu oameni. Aveam probabil niște peisaje, câteva animale, dar cam atât. De unde sau cum ați reușit să pătrundeți în locuri în care poate alți fotografi nu au pătruns? Pentru că fotografiile noastre au fost preluate de foarte mari publicații și ați pătruns, da? Ce spuneam și noi mai devreme? În locuri cu prostituate, în locuri cu drogați, în țări periculoase. Până la urmă, eu cred că este o chestiune de, nu știu, de voință. Sunt locuri în care am reușit, poate relativ, să intru mai ușor, da? Și sunt alte locuri, cum acest exemplu este extrem de potrivit, cel cu povestea legată de prostituție în România, unde mi-au trebuit aproape 7 luni de zile și cred că astăzi cunosc cam toate locurile fierbinți din capitală. Și 7 luni de zile mi-a trebuit să încerc să conving pe cineva să mă accepte. Iar ceea ce vedeți astăzi în material reprezintă rezultatul a câtorva ore de muncă, pentru că mai mult nu s-a putut. Este fotografia pe care o faceți, este în general, nu una, da? Pe care o faceți, vă pune viața în pericol, v-ați simțit vreodată? Există mai multe tipuri. Există mai multe tipuri. Mai clar la ce s-a întâmplat în Siria. Când deci era Siria e un exemplu. Da. Pericolul în Siria, în primul rând, pentru mine venea din lipsa de experiență. Eram relativ începător și astăzi eu cred că încă nu sunt departe de început. Eram singur. La momentul în care am reușit să intru eu în Siria, nu mai exista niciun alt fotograf. Și într-un fel, ca să zic așa, în număr te simți un pic mai confortabil. Deci există un pericol al războiului, am fost oprit pe stradă, reținut, deci un fel de pericol. După aia există pericolul comunităților în care se consumă droguri, când într-un spațiu foarte mic acele respective trec pe lângă tine milimetric. Există pericolul pe care poate mulți nu-l înțeleg în comunitățile de romi în care poate ceea ce prezinți tu astăzi ambasadelor Statelor Unite, ambasadelor Olandei și așa mai departe, nu convine, de exemplu, autorităților
publice locale, care de la amenințări voalate până la încercări mai deschise de intimidare o fac. Deci există în fiecare poveste un anumit tip de risc. Într-adevăr, dar, de exemplu, când ați fost în Siria, regimul lui Bashar al-Assad, ați simțit că vă este pe urme? Spuneați că era singurul fotograf acolo. Da, nu am simțit lucrul ăsta. Eu nici nu, nefiind un angajat în presă, adică nu lucrez pentru un anumit trust de presă, sunt, așa zis, fotograful independent. Am încercat să mă mișc, este foarte greu. Odată ieșit din Damasc, în Damasc lucrurile sunt mai simple, pentru că chiar și în perioada respectivă mai era o oarecare comunitate de turiști. Ulterior însă, sau pe măsură ce te îndepărtezi de Damasc și la modul în care arăt eu, este foarte greu să te faci neobservat. Am riscat la un moment dat și am ajuns în locurile pe care le vedeți acum, dar a fost periculos și n-aș mai repeta aceeași greșeală. Vreau să vă întreb, care este poza dumneavoastră favorită și ce semnifică ea? Poza mea de suflet, ca să zic așa, îmi plac multe, dar cea pe care o vedeți acum în imagine este pentru mine speranța legată de viitorul etniei rome. În toată mizeria din jur vedem practic sufletul nevinovat, neprihănit al acestor copii care astăzi, din păcate, sunt victimele rasismului și a atitudinilor segregaționiste sau de orice fel îndreptate împotriva lor. Și vreau să vă mai întreb un singur lucru și cu asta trebuie să încheiem, asta este timpul alocat. Unde găsim fotografiile dumneavoastră? În ce publicații internaționale? Mare parte din munca mea a fost preluată de organizații internaționale, cum ar fi George Soros sau Amnesty International, care anul trecut a întocmit raportul pe Baia Mare pe baza aproape 90% fotografiile realizate de mine. Dar de la diverse reviste care la momentul respectiv au publicat internațional aceste povești, până la, acum de curând, am avut un interviu acordat revistei sau site-ului de fotografie Lens Blog, care aparține New York Times și care o să povestească în zilele următoare, speră, povestea de la Baia Mare. Acestea ar fi câteva exemple unde aceste imagini pot fi văzute și, bineînțeles, dacă cineva dă un search cu numele meu, ar putea să găsească lucruri interesante. Vă mulțumesc mult pentru prezența la Prime Time News, ora 20, domnule Mugur Varzariu, și sfătuim pe oameni să vă caute fotografiile pe internet. Mulțumim! Mulțumim.